Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș au sărbătorit în data de 13 septembrie împlinirea a 137 de ani de la bătălia din dealul Spirii. Începând cu ora 10, la reședința inspectoratului s-au desfășurat mai multe activități în prezența oficialităților locale. Au fost avansați în grad pompierii militari care s-au evidențiat în activitate, obținând rezultate deosebite și au fost premiați câștigătorii concursurilor sportive dedicate acestui eveniment. Conducerea ISU Călăraș a prezentat invitațiilor echipamentele și cele mai noi autospeciale intrate în dotarea unității. Domnule prefect, cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș sunt adunate pentru festivitățile organizate cu ocazia zilei de 13 septembrie, Ziua Pompierilor din România. Sunt prim ajuns al inspectorului șef, locotenent colonel Stoian Codruț. Bună ziua! Salut! Și la mulți ani! Mulțumim! Domnule prefect, domnule primar, stimați colegi, domnul doctor, dragi colegi, astăzi, ca de obicei pe data de 13 septembrie, chiar dacă a coincis cu altceva drag nou, începerea anului școlar, unde marea majoritatea noastră avem copii și a trebuit să ne ducem și copiii la grădiniță, la școală. După, sărbătorim și noi pompierii o zi a noastră. Sunt 173 de ani de când se sărbătorește Ziua Pompierilor de la bătălia din dealul Spirii. În fiecare an, cum am spus, pe data de 13 septembrie. Și la noi, la pompierii călărășeni, încercăm să sărbătorim și să facem niște manifestări în această zi, chiar dacă suntem și în plină pandemie. Ne-a permis anul acesta, față de anul trecut, să facem această adunare. Încă suntem într-o situație bunicică, să sperăm că totuși, deși, nu știu, sunt cumva destul de dificile și statisticile arată ceva un pic mai rău, dar să sperăm că n-o să fie chiar așa de rău, să ne rugăm să avem totuși parte de liniște și de viața pe care am avut-o înainte. Domnule prefect, vă rog să-mi permiteți să vă adresez rugămintea de a ne spune câteva cuvinte legate de ziua noastră. Ziua pompierilor din România este momentul anual în care ne arătăm în mod oficial recunoștința față de pompierii români, care prin efortul și munca lor zilnică, în mai bine de 150 de ani, au demonstrat că sunt capabili de sacrificiu și eroism. Dacă ne gândim aici la evenimentele din dealul Spirii în 1848, chiar în ziua de 13 septembrie. De-a lungul istoriei, pompierii și-au îndeplinit misiunile cu patriotism și consecvență, fiind permanent în slujba cetățenilor și a țării. Vreau să reamintesc că în acest an au dat dovadă de profesionalism, curaj și implicare în ajutorarea Greciei, alături de alte instituții ale statului nostru. Mi-aduc aminte că unii dintre ziariștii greci, sau chiar grecii înșiși, mulți dintre ei, spuneau că sunteți de pe altă planetă. Nu sunteți de pe altă planetă, sunteți de aici, din România. Și asta ne face pe noi toți să fim mândri de dumneavoastră. Am remarcat de asemenea modul responsabil în care ați continuat să vă îndepliniți sarcinile de serviciu în lupta împotriva calamităților, dezastrelor naturale sau din cauză umană pe plan intern. Ați fost și veți rămâne o instituție de suport fundamentală, garantul stării de normalitate în cadrul comunităților, precum și al drepturilor la viață, la proprietate privată și la sănătate. Vă doresc multă sănătate, succes în activitate și vă asigur de întreaga mea prețuire. La mulți ani! Mulțumim, domnule prefect! Avem
rugămintea și onoarea să ne invităm la microfon și pe domnul primar al municipiului. Mulțumesc, domnul comandant. Astăzi, 13 septembrie, este despre dumneavoastră. Sunteți eroii noștri. Acolo este, unde este un foc, dumneavoastră sunteți pavăza noastră. Acolo unde apele ne-au pus probleme, dumneavoastră ați venit și ați pus un dig. Acolo unde a fost o viitură, dumneavoastră ați fost primii care ați sărit să ne apărați bunurile, viețile și tot ce ne aparținea. Ce poate să fie mai frumos? Voi sunteți eroi zilelor noastre, așa cum ați demonstrat prin colegii dumneavoastră în Grecia. Cuvintele sunt de prisos. Drept urmare, eu vă mulțumesc în numele cetățenilor din Călăraș, vă mulțumesc în numele meu și vă urez să aveți sănătate, prosperitate și tot ce vă doriți împreună cu familiile dumneavoastră. La mulți ani! Și avem rugămintea ca de obicei, doamna doctor Găniță. Bună ziua și am deosebită onoare să vă mulțumesc pentru tot ajutorul, să vă spun că sunteți cei mai buni, cu adevărat suntem cei mai buni și ați dat dovadă de nenumărate ori. Lupta contra timp și contra bolilor și contra tot ce ne înconjoară a demonstrat asta. Împreună cu voi care sunteți pompieri, împreună cu noi care suntem smurt, avem dreptul și avem această mare onoare de a apăra sănătatea noastră, a voastră, a celor dragi și a tuturor. Încă o dată la mulți ani de ziua noastră și luați în considerare că sfatul vostru este foarte important pe lângă cei din jur. Vaccinați-vă ca noi toți să fim sănătoși, să fie sănătoși toată familia noastră, să fie sănătoși toți cei care ne sunt dragi și care ne înconjoară. Încă o dată, la mulți ani tuturor și la mulți ani pompierilor dragi din România. Suntem mândri de voi și vă doresc multă, multă sănătate. Dați-mi voie în continuare să dau citire și mesajul inspectorului general cu ocazia zilei pompierilor din România. Ziua de 13 septembrie reprezintă simbolul eroismului pompierilor români. În urmă cu 173 de ani, predecesorii noștri au scris cu litere de foc istoria țării, pe frontispiciu căreia se regăsesc năzuintele de libertate socială, independență și unitate națională a poporului român. Apogeul actului de eroism al pompierilor l-a constituit bătălia din dealul Spirii de la 13 septembrie 1848, data la care românii au pierdut 80 de soldați și 2 ofițeri din compania de pompieri condusă de capitanul Pavel Zăgănescu. Tradițiile pompierilor români înscriu și alte fapte memorabile de curaj, cum ar fi participarea la războiul de independență sau apărarea vieții și bunurilor pe timpul bombardamentelor din cele două război mondiale. Odată cu înființarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în anul 2004, mi s-a deschis drumul marilor provocări. Ne-am asumat atunci responsabilitatea continuă a procesului de dezvoltare instituțională, care să ofere comunității o structură modernă și flexibilă, capabilă să gestioneze cele mai dificile situații. În tot acest timp, prin acțiunile dumneavoastră curajoase, ați reușit să ștergeți multe lacrimi și să umpleți sufletele de recunoștință. Sunteți un scut stabil și puternic pentru societatea civilă, profesionalismul și seriozitatea cu care vă faceți datoria au contribuit premisele încrederii de care această armă se bucură în mod constant din partea cetățenilor. Această încredere este consolidată prin fiecare misiune și prin fiecare viață salvată. Serviciul de calitate oferit comunității trebuie să fie definitoriu misiunile noastre și trebuie susținut cu temenice pregătiri și cu echipamente performante de intervenție. Tocmai de aceea au fost și rămân prioritare proiectele destinate creșterii performanței, pregătirii și nu în ultimul rând eficientizării intervențiilor la care suntem solicitați. Soluționarea optimă a tipurilor de evenimente cu impact major asupra vieții ne cere identificarea continuă a soluțiilor performante care să armonizeze și să flexibilizeze acțiunile tuturor factorilor implicați în procesul de gestionare a situațiilor de urgență. Avem datoria să nu uităm pe camarazii care au plătit cu propria viață pentru ca alții să trăiască. Gândurile noastre se îndreaptă către pompierii care au pierdut lupta cu viața răpuși de inamicul invizibil care schimbă destine, și anume COVID-19.
să ne rugăm pentru odihnă veșnică a colegilor noștri care acum veghează în ceruri. Am deplină convingere că spiritul de echipă, coeziunea și susținerea reciprocă vor rămâne definitorii pentru menținerea climatului de încredere, motivant, deschizător de drumuri către reușite. Vă mulțumesc tuturor pentru eforturile și sacrificiile pe care le faceți pentru îndeplinirea obiectivului principal al Inspectoratului General pentru Stații de Urgență, protejarea și salvarea cetățenilor. La acest aniversar vă felicit pentru activitatea depusă și rezultatele profesionale obținute alături de sincere urări de sănătate și împlinire în plan profesional și personal. La mulți ani semnează Inspector General, domnul general-major Dan Paul Iamani.